Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am lipsit ceva timp, mai mult decât lipsesc eu de obicei și parcă îmi este greu să revin la filmat și să-mi găsesc cuvintele, să-mi pun ideile, să-mi adun ideile și astăzi este sfârșitul lunii aprilie, așa că vorbim despre parfumurile pe care le-am purtat în aprilie mai mult, favorite, parfumuri care m-au bucurat mai mult sau pe care le-am purtat mai mult, parfumuri descoperite, pentru că în general îmi plac toate parfumurile pe care le port, însă unele sunt aduse în clipul acesta de favorite. Avem pe lângă parfumuri, make-up, niște produse pentru unghii, pentru că vreau să vorbim despre ele, și niște geluri de duș foarte, foarte faine, delicioase. Da, este clipul în care vorbim despre de toate și este singurul clip în care includ și alte produse în afară de parfumuri. Avem destule parfumuri, am sărit peste un clip, am vrut să fac parfumurile săptămânii și să vă răspund la niște întrebări, așa că am decis să vă răspund în acest clip. A fost o perioadă destul de agitată pentru mine, nu am avut starea necesară să filmez și am întârziat puțin, am sărit peste un clip, așa că astăzi vorbim mai mult, așa că pregătiți-vă pentru un video lung. Și haideți să începem cu parfumurile, iar restul produselor le lăsăm la sfârșit, așa cum fac eu de obicei. Încep cu un parfum care nu a intrat în colecția mea de mult timp, însă m-am îndrăgostit de el. Este vorba despre Libre Le Parfum. Îmi place parfumul acesta pentru că am mai spus eu și pe grupul meu de Facebook. Apropo, dacă vreți să intrați în grup, îl găsiți în descrierea acestui clip și acolo trebuie să răspundeți la niște întrebări, altfel nu intrați. Asta pentru că vreau să protejez grupul de alte persoane, aș vrea să fie comunitatea de pe YouTube acolo, de aceea pun întrebările acelea și de aceea vreau să și răspundeți. Îmi place parfumul acesta pentru că este foarte impunător, așa, este un parfum elegant, este un parfum matur, este un parfum care te cam poartă el pe tine. Un floral dulce, miros, vanilat, puternic și foarte persistent. Îmi place mult parfumul acesta, l-am purtat cu plăcere în luna aprilie și o să-l mai port. Mi se pare un parfum foarte potrivit pentru primăvară, chiar îl văd super, super potrivit pentru că este dulce, dar nu este foarte dulce, are partea aceea florală, foarte puternică, deci este un parfum frumos, foarte frumos și m-am bucurat de el. Un alt parfum pe care l-am purtat în luna aprilie și mi se pare super, super potrivit primăvara și vara este acest Jo Malone English Pure in Frisia. Acesta este parfumul pe care eu îl port tot anul pentru că îl mai folosesc din când în când și în perioada rece, când vreau să iau o pauză de la parfumurile alea dulci și mai grele. Când iau pauză, folosesc parfumul acesta. Am primit un comentariu pe Instagram în care cineva îmi spunea că a fost parfumul ei de mireasă și da, chiar mă duce cu gândul în zona aceea de alb, de mireasă, de curat, de puritate. Alb transparent chiar. Este un parfum simplu. Chiar este un parfum simplu, dar sofisticat în același timp și acesta este unul dintre preferatele mele de la Jo Malone. Din punctul meu de vedere, sunt parfumuri care merită încercate, sunt parfumuri simple, însă nu sunt banale. Eu mai am și altele de la Jo Malone, știu că toată lumea spune că sunt parfumuri care nu-și merită banii, că nu persistă. Eu nu sunt de aceeași părere, mi se par parfumuri bune, mi se par simple, dar sofisticate în același timp și diferite. Iar acesta este unul dintre preferatele mele. O să-l port în continuare pentru că mi se pare perioada ideală pentru a-l purta, îți dă energie, îmi dă o stare super bună, chiar este un parfum minunat și vă recomand să îl testați. Următorul parfum, din păcate, nu se mai găsește și cred că toată lumea se întreabă de ce,
De ce toate parfumurile care ne plac atât de mult nu se mai găsesc? Vorbim despre Zadig & Voltaire Just Rock. Mie îmi place orice parfum de la Zadig, sinceră să fiu, dar în perioada aceasta mi s-a părut cel mai potrivit Just Rock. Aici avem un parfum floral, lemnos, vanilat, un parfum dulce, dar față de This Is Her este mai floral. În This Is Her avem o parte gurmandă, cu frișcă, cu castană, aici totul se transformă în flori albe, tuberoză, dar are și partea aceea lactonică, are ADN-ul This Is Her și eu simt și ceva spicy aici. Simt flori albe, simt o tuberoză foarte cremoasă, spicy, vanilată și note lemnoase. Este un parfum foarte, foarte frumos. O să-l port în continuare pentru că am așteptat perioada aceasta pentru el și cu siguranță o să-l port destul de mult în perioada următoare. Îl ador. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare, mare plăcere în luna aprilie, pe care l-am avut în vacanță, pentru că ador sticluța aceasta micuță, cred că are 20 de mililitri. Am folosit mult din el pentru că cam pe la 6 ore am simțit nevoia să îl reaplic și oricum, când îl folosesc, fac așa baie în el, pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Este un parfum care țipă a vacanță, a natură și a prospețime, a energie. Are citrice, flori și are o bază lemnoasă cu lichen, cu patchouli și mosc, dar voiam să vă zic că acest lichen poate fi destul de greu în unele parfumuri, zic din ce am mai întâlnit eu. Ei bine, aici este foarte, foarte, foarte aerisit, light, este un parfum casual, unisex, foarte portabil. Cred că în orice perioadă, dar în perioada aceasta este super, super potrivit. Primăvară, vară, natură, este super parfumul acesta. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare plăcere în ultima perioadă și o să-l port în continuare este A Drop Dissei Issey Miyake, un parfum cu liliac. El are multe note, nu este liliacul acela transparent, liliacul acela banal. Dacă vrei un parfum cu liliac, acesta este minunat. Are mai multe note, are și vanilie, are și mosc, are și lapte de migdale. Mi se pare că liliacul este pus în evidență în acest parfum, dar este înconjurat așa de toate aceste note pentru a oferi mirosul acesta, nu știu, când miroși A Drop Dissei, te gândești cu siguranță la un buchet mare, mare de liliac și se simt și nuanțele acelea migdalate. Este dulceac, dar liliac mov miroase. Exact așa cum miroase liliacul. Și puternic, intens. Deci, dacă vreți ceva cu liliac, acesta este parfumul potrivit. Un alt parfum pe care l-am purtat în luna aprilie este acest caramel de la Mirage. Îl ador. Voi știți că mie parfumul acesta îmi place foarte mult. L-am purtat în vacanța de Paște, într-o zi în care vremea nu era prea prietenoasă și căldura lui pur și simplu te îmbrățișează. O să-l port în continuare pentru că mereu mi este dor de el. Vedeți că am consumat foarte mult din parfumul acesta și cu siguranță o să mi-l recumpăr. Dar să știți că vin noutăți de la Mirage. Pe 8 mai lansează un parfum sau mai multe, nu știu exact. Însă lansarea va avea loc la Urban Hub. Cred că o să mă duc și eu să testez noutățile, pentru că nu am cum, nu, o să mor de curiozitate altfel. Oricum vor apărea și pe site, dacă sunteți din București puteți să vă duceți și voi la lansare și să testați parfumurile, de-abia aștept să văd ce lansează. Știți că și cu caramel au avut loc niște schimbări, l-au făcut mai persistent, mai intens, l-au reformulat și l-au făcut ceva mai puternic. Mie nu mi-a lipsit nimic de la parfumul acesta, însă niciodată nu strică ca un parfum să fie mai intens și mai persistent, dar vă zic sincer că mie nu mi-a lipsit nimic
din parfumul acesta, n-am avut nimic de reproșat. Pe mine a persistat foarte bine, nu m-a deranjat, nu mi s-a părut că nu este intens, adică chiar m-a mirat puțin decizia lor de a-l face mai puternic. Am văzut și eu că părerile sunt împărțite, dar asta e părerea mea. Cu siguranță o să testez și eu varianta nouă de caramel și să știți că au transport gratuit pe Miraj. Au transport gratuit la orice comandă, puteți să vă luați varianta de 10 ml și să încercați noua variantă de caramel. Aveți transport gratuit, puteți să folosiți și codul meu NATI10 și mai aveți un mic discount, deci 10 ml undeva la 62 de lei. Dacă sunteți curioase, testați-l sau așteptați noutățile, poate cumpărăm atunci mai multe și testăm împreună, pentru că chiar sunt nerăbdătoare. Un alt parfum pe care l-am purtat și pe care o să-l port în continuare, nu-mi pasă dacă vine căldura, Scandala Paris, apa de toaletă, pară scăldată în miere, multă miere, dar totodată este un parfum aerisit. Îmi place mult, este genul acela de parfum pe care o să-l recomand la infinit, cu siguranță. Alt parfum pe care l-am purtat în aprilie și o să-l port în continuare este acest Aura Sensuel. M-am dat cu el pe mână și de fiecare dată când folosesc parfumul acesta, este din povești. Este un parfum desprins dintr-o pădure cu elfi, cu zâne, cu prințese, cu ce vreți voi. Este minunat, minunat. Vi l-am arătat de atâtea ori, v-am vorbit despre el, este absolut superb și atât. Am pus în favorite Poison Girl Eau de Toilette de la Dior, pentru că voi m-ați întrebat care și de ce. Dintre Poison Girl, apa de parfum și apa de toaletă, pot să zic că îmi place mai mult apa de toaletă. Ele sunt amândouă două parfumuri minunate. Dacă puteți să vi le cumpărați pe ambele, mie mi se par diferite, seamănă mai mult în bază, când se usucă, acolo este zona în care ele două se întâlnesc, însă apa de toaletă are un iz deosebit, de aceea îl și prefer pe el. Mie mi se pare că și persistă și radiază mai bine acesta pe mine. Nu știu, am văzut la fel. Părerile sunt împărțite, însă eu sunt mai mulțumită de acesta. Are o parte citrică, de citrice date prin zahăr, de citrice confiate, ceva ce îmi place foarte mult, care se duce până în bază. Are acel ceva. Din nou, sunt două parfumuri minunate, le folosesc pe ambele, însă dacă ar fi să vă recomand unul, eu pe acesta îl recomand, apa de toaletă. Mie îmi place mai mult, mi se pare că are acel ceva și m-a cucerit mai tare decât apa de parfum, ce să zic. Și am ajuns și la ultimul parfum despre care vreau să vă povestesc în paralel cu altul. Avem Idol, un parfum pe care l-am purtat și îl port, mi se pare versatil, este fix pe stilul meu, ca să zic așa, dar am purtat și Idol Aura, cum vreți voi, în favorite l-aș fi pus pe acesta, pentru că mie îmi place mai mult acesta, mi se pare că este mai complex, mi se pare că are de toate, da, este un parfum mai gălăgios, are și trandafir, are o parte florală, are o parte fructată, are și paciuli. Mi se pare un parfum versatil, feminin, romantic, elegant, are de toate. La fel m-ați întrebat dacă se merită să le ai pe ambele în colecție. Din punctul meu de vedere, sunt două parfumuri diferite care se întâlnesc pe alocuri, pentru că în Idol Aura găsim trandafirul pe care îl găsim aici. Însă, totuși, mi se pare un parfum mai simplu Idol Aura,
Este un parfum mai potrivit pentru vară, mai potolit, nu este atât de gălăgios, este ceva mai soft, așa, mai diafan, mai curățel. Este un trandafir pe care îl găsim și aici, îl găsim și pe el aici, dar este ușor sărat, nu foarte sărat și vanilat, din nou, nu foarte vanilat. Este un pic dulceag, curățel. Cum să vă zic eu, ia să-l folosim. Și da, nici nu este genul acela de parfum care să te intoxice, mai ales că este recomandat vara sau na, când vine vorba despre sare. Da, din nou, nu are paciulii acesta, este cumva varianta de vară a lui Idol. Nu mi se pare că se duc în aceeași zonă, chiar mi se par diferite, chiar dacă, desigur, regăsim și în Aura, regăsim ADN-ul Idol. Dacă se merită să le ai pe ambele, cred că da. Eu una mă mulțumesc cu Idol și cu această variantă mică, pe care aș putea să o iau în vacanță, de exemplu, și să o folosesc vara. Nu simt nevoia să-mi cumpăr o sticlă de Aura, deși eram hotărâtă să-mi iau una înainte să-l cunosc. În concluzie, testează-le pe ambele și alege unul dacă vrei doar unul. Acum depinde de ce anume dorești tu. Pentru mine este de ajuns Idol, apa de parfum sau Le Parfum, nu știu exact cum se numește, originalul. Sunt diferite, da, sunt diferite, dar nu pot să zic că am nevoie de o sticlă full size de Idol Aura. Poate o să-mi iau la un moment dat 25 de mililitri din Idol Aura, dar cu siguranță în momentul în care o să consum parfumul acesta, care este gigantic, cât are? Are 50 de mililitri, deși pare mai mare. Am consumat din el, îmi place și mie îmi place mai mult genul acesta oricum, de parfum romantic feminin și mai gălăgios așa. Gata cu parfumurile, o să trecem la cea de-a doua parte a clipului, să vorbim despre produse pe care le-am folosit, produse care îmi plac și vreau să fac și niște update-uri și produse pe care o să le folosesc în perioada următoare. Încep cu această paletă de farduri colorată și foarte drăguță. Mai am una de la Tarte, tot așa, dar este cu nuanțe mai pământii, mai naturale. Aceasta este mai colorată și mai potrivită pentru vremea cu soare și da, chiar are niște nuanțe foarte frumoase și îmi plac produsele de la Tarte, îmi plac fardurile. Uitați-vă ce nuanțe drăguțe are. Mi se pare combinația foarte, foarte faină de culori. Sunt nuanțe pe care eu le port în perioada asta, chiar mi-a făcut un machiaj foarte drăguț cu ea. Așa, deci aceasta este paleta pe care o să o folosesc eu în perioada următoare. Apoi vreau să vă arăt și un blush. Un blush de la Clinique. Așa arată el. Mi se pare foarte, foarte drăguță nuanța, potrivită și ea pentru perioada mai caldă și are nuanța Ginger Pop 01, dar mi se pare așa foarte discretă. Mie nu-mi plac blush-urile așa arată, nu-mi plac foarte intense, nu-mi place să fiu roșie în obraj. Aceasta mi se pare o nuanță destul de naturală și de drăguță și are și forma aceasta de floare care îmi place. Chiar este un blush foarte ok. Un produs pe care chiar am vrut să-l includ și în clipul trecut și am uitat. Este un gloss de buze pe care eu îl folosesc de mult timp și îmi place, de la Rare Beauty, nuanța Clearly Nearly Mauve. Așa arată el. Nu are sclipici, este un gloss confortabil și care arată bine pe buze. Din nou și el destul de discret. Îl folosesc în combinație cu creionul de buze de la Charlotte Tilbury, Pillow Talk, și se potrivesc foarte bine împreună.
Și haideți să trecem la două produse care ajută la uscarea lacului de unghii. Eu nu pot să supraviețuiesc fără astfel de produse pentru că folosesc o jonă normală și nu am răbdare. Dacă sunteți interesate, dacă folosiți o jonă normală, să știți că găsiți și de la Essence varianta spray, pe care o să o caut și eu. Aici am uleiul din gama aceasta Nail Art Express Dry Drops și mi-a plăcut. Am tot recumpărat-o, dar dacă am aflat că există și varianta spray, după ce o să le termin pe acestea, pe care chiar nu știu unde le puteți găsi, Rival Me Quick Dry Spray, după ce o să termin spray-urile pe care le am de la acest brand, o să-mi cumpăr spray-ul de la Essence, dar o să le folosesc și pe acestea. Și haideți să povestim puțin și despre două geluri de duș delicioase. Acesta este unul pe care l-am primit recent, însă eu îl folosesc de mult timp. L-am mai primit, l-am și cumpărat, este cu cafea de la Yves Rocher, este dulce, este delicios și este și un gel de duș bun. Dacă nu l-ați încercat, să știți că și vă place și cafeaua și vă plac aromele acestea gurmande, trebuie să-l încercați pentru că merită. Și acesta este cel pe care l-am descoperit recent, mi l-a adus Mihaela și între timp am mai cumpărat unul cu mango, care și acela este delicios. Acesta este cu marshmallow și brandul se numește Trickle Moon. Le găsiți în farmaciile Dr. Max, sunt foarte faine. Este la fel, un gel de duș care și miroase bine, dar este și bun. Și cu siguranță o să mai testez și alte arome. Un alt produs care m-a cucerit luna aceasta este această mascara de la Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes. Îmi place foarte mult. Am avut-o în vacanță, este de ceva timp la mine, dar am zis că o să o iau în vacanță și așa am și făcut. Îmi place foarte mult periuța, chiar îmi place mult de tot. Este altfel, așa arată ea, este plată cu peri pe o parte și pe cealaltă și ajută foarte mult la separarea genelor. Fiind nouă, un pic transferă atunci când este folosită, însă cu puțină grijă mi-am făcut niște gene foarte faine și îmi place această mascara. Nu știu ce preț are, nu știu dacă o să-mi cumpăr varianta full size pentru că mai am și altele, însă voiam să vă zic că am testat această mascara și mi-a plăcut foarte mult. Mai am două produse și promit că vă las în pace. Am aici o pudră de față, By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Ea în varianta full size are 10 grame, însă eu aici am 1,3 grame. O să-mi ajungă foarte mult timp și aceasta mică și îmi place mult de tot. Este o pudră foarte fină și îmi place foarte mult aspectul pe care îl lasă. Îmi place să-mi setez machiajul. Eu am un ten normal uscat și nu prea pot să folosesc orice pudră, dar aceasta îmi place mult de tot. Îmi lasă tenul foarte fin, setează machiajul, este super, super fină. Așa arată ea, dar mai rar o pudră atât de fină, nu usucă tenul, îmi place mult de tot. Și am zis să vă povestesc despre ea, n-am folosit-o eu foarte mult, dar am văzut o diferență de la prima utilizare. Acum depinde foarte mult de ten și de ce anume căutați voi și ce doriți de la o pudră. Și ultimul produs despre care vorbim astăzi este unul de la Benefit pentru sprâncene. Anul trecut, acum 2 ani, da, am luat acea cutie și am descoperit foarte multe produse, așa, mini, care mi-au fost chiar utile. Nu am găsit în cutie produse care să fie de umplutură, mi-a plăcut mult acea cutie și cred că tot de la Sephora o să mai cumpăr și
anul acesta. Acesta cred că se numește Benefit Gimme Brow, fiind varianta mini nu mai scrie nimic pe el sau nici nu cred că a scris, dar este gel pentru definirea sprâncenelor pentru femei și cred că are și cred că ajută și la volum, pentru că o să vedeți că periuța aceasta are niște firicele artificiale care ajută să ca sprâncenele să fie mai bogate. Îmi place și îmi place foarte mult pentru că este ușor de folosit, îmi place pentru că este natural și nu folosesc creion, doar să le colorez puțin și să le definesc, atât, nu mai folosesc altceva. Îmi place acest produs de la Benefit și am vrut să vă spun despre el, pentru că de când l-am descoperit pe el nu am mai folosit alte produse. Asta a fost clipul de astăzi, am avut multe de discutat și cred că a ieșit un clip foarte lung, însă sper să vă bucurați de el, sper să vă bucurați că este lung și nu uitați că mă găsiți pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip. În descrierea acestui clip găsiți link către grupul meu de Facebook, dacă vreți să veniți acolo să discutăm despre parfumuri, găsiți și coduri de discount în cazul în care vreți să faceți cumpărături. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o zi frumoasă, v-am pupat, pa, pa!